În vremea aceea, căpetenile preoților și cu cărturarii căutau să pună mâna pe Iisus chiar în ceasul acela, dar s-au temut de popor, căci înțelesesere că despre ei era vorba în pilda aceasta. Atunci ei s-au pus la pândă și au trimis niște iscoade, care se prefăceau că sunt drepți ca să-l prindă cu vreun cuvânt și să-l dea stăpânirii și puterii drăgătorului. Aceștia l-au întrebat zicând: Învățătorule, știm că vorbești și înveți drept și nu cauți la fața oamenilor, și într-adevăr înveți calea lui Dumnezeu, se cuvine ca noi să dăm dajdie cezarului sau nu? Iar Iisus, pricepând vicleșugul lor, le-a răspuns: De ce mă ispitiți? Arătați-mi un dinar al cui este chipul și inscripția de pe el. Iar ei, răspunzând, au zis: Ale cezarului. Atunci el le-a zis: Așadar dați cele ce sunt ale cezarului cezarului și cele ce sunt ale lui Dumnezeu lui Dumnezeu. Și nu l-au putut prinde în cuvânt înaintea poporului, și pentru aceasta, minunându-se ei de răspunsul lui, au tăcut. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în vremea aceea, cărturarii, căpetenile preoților și toți fariseii căutau să-l prindă pe Iisus, să pună mâna pe el. Dar se temeau de popor, căci înțeleseseră că despre ei era vorba în pilda aceea. Care pildă, iubiți credincioși? Pilda lucrătorilor răi, care lucrau în vie spre stăpânire, care lucrau în vie ca niște stăpâni și nu ca niște administratori. Lucrătorii răi care au omorât pe cei pe care stăpânul i-a trimis și i-a conștientizat că via nu e a lor și că trebuie să aducă roadă multă. Iar aceștia, ca să-și ascundă minciuna, răutatea, viclenia și hoția, au ucis câmp cu pietre, când în fel și chip, pe fiecare dintre ei. Și nu le-a pomenit pilda, pentru că Domnul a spus că stăpânul, la un moment dat, a trimis pe fiul său, cel unul născut, ca să îi rușineze. Poate se vor rușina de fiul meu. Și aceștia, iubiți credincioși, n-au putut să se smerească, ci l-au scos afară din cetate și l-au omorât. L-au omorât și l-au răstignit. Nu le-a convenit pilda, că au înțeles că e vorba despre ei. Au înțeles că Domnul le știa adâncul inimii. S-au învrăjbit și mai tare, s-au îndrăcit și mai tare. Și le-a spus Domnul clar: fiți atenți că vă jucați cu Dumnezeu, nu cu un om. Pentru că eu sunt piatra cea din capul unghiului, cel care împlinesc toate prorociile din Vechiul Testament în piatra din capul unghiului și cel care pregătesc toate lucrurile din Noul Testament. Eu sunt piatra aceea din capul unghiului și această piatră, pe care n-au băgat în seamă zditorii, a ajuns să fie în capul unghiului, dar oricine va cădea pe piața aceasta se va sfârma. Aveți grijă a chiereilor, cărturarilor și fariseilor, că vă veți sfârma dacă veți cădea și vă veți năpusti asupra pietrei Hristos, Euharistia. Aveți grijă că această piatră, peste cine va cădea ea, pe acela îl va spulbera. Și au fost sute de ani, și amintiți-vă de pe timpul colivarilor în Atos. Cine s-a luptat cu piața Hristos, Euharistia, acela s-a spulberat. Și atunci și acum aceeași luptă drăcească împotriva lui Hristos. Pentru că neputând ei să-L prindă cuvânt, temându-se ei de popor, arhierei, cărturari și farisei, au pus la pândă și au trimis iscoade, martori mincinoși, ispititori vicleni, care se prefăceau că sunt drepți. Adică cum? Aveau chipul evlaviei. Se prefăceau că sunt drepți, adică păreau de-ai noștri, dar nu erau de-ai noștri. Se prefăceau că sunt drepți.
adică erau lupi răpitori îmbrăcați în blană de oaie. Și atunci, iubiți credincioși, ca să-l prindă cu vreun cuvânt și să-l dea stăpânirii și puterii dregătorului. Oare de ce atâta pândă? De ce atâta iscodire? De ce atâta viclenie? Ispiteau oare oamenii arhieriei cărturari? Nu iubiți credincioși. Erau niște unelte bolnave, neputincioase, în mâna ispititorului. Ispititorul nu este altul decât dracul, satana, diavolul. Și el are slujitorii lui, fiecare pe măsura lui, în funcție de lașitatea și trădarea lui și de interesul lui personal. Dracul încerca să-l ispitească pe Mântuitorul prin uneltele lui, arhierei, cărturari, farisei și toți ceilalți iscoditori. Și Domnul, iubiți credincioși, cunoștea inimile și cunoștea și ispitele demonului. Pentru că demonul ispitește, Domnul încearcă răbdarea, credința, bunătatea, iubirea. Demonul ispitește, iubiți credincioși, pe om, prin poftă, prin mânie, prin mândrie și prin toate celelalte. Și aceștia l-au întrebat pe Hristos Domnul, învățătorule, deci mă numiți învățător ca să ce? Ca să mă umflu eu în pene, credeți că eu sunt un învățător ca voi? Eu sunt logosul întrupat nebunilor. Eu sunt Domnul Domnilor, învățătorul învățătorului. Învățătorule, adică mi-a aruncat mie praf în ochi. Știm că vorbești și înveți drept și nu cauți la fața oamenilor, ci într-adevăr înveți calea lui Dumnezeu. Păi dacă știți, de ce nu tăceți? Dacă știți că sunt învățător drept, de ce mă mai discutiți? Dacă știți că nu caut la fața oamenilor, ci la inima oamenilor, credeți că nu vă prind și inima voastră? De ce ați mai venit viclenilor? Ca să mă umflați pe mine, ca să vorbesc prin mândrie? Credeți că eu sunt ca voi? Dar Domnul, ești credincioși, nu pierdea timpul cu ei. Știm că ești și, într-adevăr, înveți calea lui Dumnezeu. Și pun o întrebare cu două tăișuri. Ispititoare, iscolitoare, pierzătoare. Se cuvine să dăm dajdie cezarului sau nu? Adică ei, de ce îl ispiteau? Și dracul ispiteau prin ei. De ce ispiteau, iubiți credincioși, ca să-l prindă în cuvânt? Păi și de ce să-l prindă în cuvânt? Ca să-l discrediteze ca învățător. Căutau să-l ispitească și să-l discrediteze ca bovățuitor duhovnicesc. Nu știau că e Domnul întrupat. Căutau să-l discrediteze duhovnicește în așa fel încât să spună că huliaște pe Dumnezeu și dacă e hulitor de Dumnezeu, să cadă și sub legile lui Moise și apoi să-l dea și sub legile cezarului și apoi să îl omoare legal ca să nu mai aibă ei mustrări de conștiință sau cumva să fie pedepsit sau cercetat de cineva, să-l omoare legal. Că așa fac aceștia, omoară cu acte în regulă, cu protocoale și să stea ei liniștiți, pentru că nu le convenea. Ce nu le convenea? Că spunea adevărul. Ce nu le convenea? Că tămăduia, vindeca, demonii izgonea. Și atunci satana nu suporta, pentru că a venit la voi împărăția, împărăția cerurilor. Pentru că eu cu Duhul lui Dumnezeu, cu degetul lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt, alung pe draci din copiii voștri. Și atunci, iubiți credincioși, satana nu suporta până într-acât, încât a ajuns să hulească, spunând prin gurile fariseilor și arhiereilor că cu Domnul demonilor alungă pe demoni. Care era toată ispodirea și ispitirea? Repetăm, să-l discrediteze și conducește, să spună cumva ceva împotriva cezarului, să-l arunce, să-l eticheteze ca fundamentalist, extremist, luptător împotriva cezarului, luptător împotriva sistemului, cel care creează neorânduială și răzvrătire și o mie de etichete urmau să fie pe capul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, capete de acuzare și de osândire. Dar Mântuitorul trece dincolo de plus și minus. Trece dincolo de ispitirea și de ispitirea lor și le-a răspuns. De ce mă ispitiți?
De ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi un dinar, al cui este chipul și inscripția de pe el? Iar ei răspunzând au zis, ale cezarului, lucru concret. Atunci le-a zis Domnul, așadar, dați cele ce sunt ale cezarului, cezarului, și cele ce sunt ale lui Dumnezeu, cu Dumnezeu. Nu faceți voi un vultur bicefal cum vreți voi, cu două capete. Cezarul, puterea lumească, și un alt cap, puterea bisericească. Nu mai amestecați voi puterea lumească cu puterea duhovnicească într-o lucrare de-a voastră drăcească, astfel încât să ispitiți, să iscoriți pe Dumnezeu și pe om. Dați cele cezarului cezarului și cele lui Dumnezeu Dumnezeu. Și ce spune evreu? Moise, Moise, business, business. El nu le amestecă, iubiți credincioși. Dar știți ce fac unii? Ei vor să le amestece pentru că fac afaceri în numele credinței, astfel sunt acoperite cu acel fum, să zic așa, al evlaviei, să facă afaceri pe dedesubt. Iar alții fac din credință o afacere, să le iasă bani din credință. Deci amândouă sunt greșite, iubiți credincioși. Și una și alta. Și Domnul spune, da, cele cezarului cezarului și cele al Dumnezeu Dumnezeu. Nu amestecați lucrurile. Și nu numai că faceți afaceri în numele lui Dumnezeu, mai faceți și afaceri cu proști. Nu faci afaceri cu prostul pentru că ajungi la pierdere oricum ar fi. Nu amestecați lucrurile. Pentru că satana nu face altceva decât să încerce să discrediteze pe om ca apoi să discrediteze credința, ca apoi să împânzească și să mânjească conștiințele și apoi să-i facă pe oameni să se smintească, să nu mai vină la Dumnezeu, la credință și la biserică. Are urechi de auzit sau nu amestecați lucrurile. Dați cele lui Dumnezeu, Dumnezeu. Iar cele lumești să fie lumești. Nu le mai pervertiți în fel și chip. Dar, iubiți credincioși, nebunii lumii acestea fac la fel. Ei vor să ispitească omul în fel și chip. Vedeți care era toată tărășenia? Vreau să-l prindă pe Domnul că a greșit față de cezar, ca apoi să îl discrediteze din punct de vedere duhovnicește, ca apoi să zică că nu este nici măcar un învățător bun, dar apoi Dumnezeu înomenit. Așa face și acum. Deci ca să fim în echilibru, iubiți credincioși, amestecăm lucrurile. Hristos n-a devenit un luptător împotriva cezarului. Noi nu suntem luptători împotriva sistemului. Nu suntem antivacciniști. Nu suntem anti-ecumeniști. Nu suntem anti-orice. Suntem creștini, ortodoxi, mărturisitori și ne ducem pocăința cum putem fiecare. Dar nu ne transformăm în anti-orice și rămânem în mijloc. Dar când cezarul îți cere mai mult decât spune conștiința, nu-i mai dai cezarul. Dă-i cezarului cele ale cezarului. Ascultarea, slujirea, teama, pe cel de sabie să ai teamă, cinstea, cel față de cutregătorie să ai cinste, dă-i dajdia, cele ale cezarului, toate care sunt ale lumii acestea le dăm. Dar când cezarul, când noi, iubiți credincioși, suntem mai relaxați, suntem mai plini de nădejde, de bucurie și așteptăm sărbătorile, când cezarul și conducătorii lumești și politicieni și din guvern și așa mai departe și la nivel global pregătesc legi în miez de noapte, pregătesc legi pe ascuns când omul este relaxat între Crăciun și Bobotean, pregătesc legi în așa fel încât să ne împileze, să ne stăpânească, să ne domine, să ne fure libertatea mare, dar al lui Dumnezeu, al lui Dumnezeu dat omului, să fiți trăiești, să fiți atenți. Nu dăm cezarului mai pe sus de ceea ce este a cezarului.
Și lui Dumnezeu îi dăm ceea ce al lui Dumnezeu. Nu ce spun alții printr-un blestemat ecumenism și prin iubirism că ar fi al lui Dumnezeu. Nu! Pentru că pe de o parte cezarul cere mai mult decât ale cezarului ca să ne fure libertatea, iubiți credincioși, și apoi să ne arunce în apostazie, iar alții cer mai mult decât cere Dumnezeu, înmulțind filacteriile și ciucurii în numele iubirismului, alungă iubirea. În numele unității în diversitate, alungă unitatea în Duh și adevăr. În numele păcii vă fură pacea, în numele dreptății vă fură dreptatea. În numele adevărului vă fură adevărul și toate celelalte. Și atunci, lideri spirituali, nu adevărați lideri duhovnicesc, vă vorbesc vouă în termeni pompoși și frumoși, să vă fure de fapt drepturile lăsate de Dumnezeu în numele drepturilor omului create de ei. Mai binele binelui este răul, iubiți credincioși. Vedeți că schimbă scripturile nebunii aceștia și înțelesurile cuvintelor. O să vedeți la ecumeniști care vor să dea la Dumnezeu mai mult decât a cerut Dumnezeu. Pentru că spune acolo așa, și va fi o turmă și un păstor. Și mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acestea vreau să le aduc în staul și în turma mea. Și va fi o turmă și un păstor. Și știți cum trebuie cu nebunii? Ei spun așa, că va fi o super biserică. Și în adevărata biserică trebuie să-i aducem pe toți. Că mai avem și alte oi. Și pe papistani, și pe protestanți, și pe neoprotestanți, și pe budiști, și pe hinduși, și pe bahai, și pe toți ceilalți. Se adune pe toți într-o liturghie comună, care de fapt este o liturghie zăcească, un amestec, o erezie, o liturghie neagră, se adune pe toți aprinzând lumini într-un pom drăcesc, în slujirea lui Antichrist, și îi spun așa, să fie toți, să fie o turmă și un păstor. Asta înseamnă diluarea apei curate de izvor cu toate spurcăciunile. Diluarea adevărului de credință cu pseudo-adevărul care sunt minciuni. Diluarea bisericii, cum vor ei să facă, cu amestec cu alte biserici și bisericuțe mincinoase în sinagogi ale satanei. De aceea trebuie discernământ duhovnicesc. Iubiți credincioși, noi suntem în centru, în credință, în una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, dăm cezarului ceea cezarului, dar nu luptăm cu prostiile lui, ci mărturisim și trăim cele ale credinței, nu devenim anti-ceva extremiști și dăm lui Dumnezeu ceea ce sunt al Dumnezeu, nu exagerând într-un iubirism și într-un ecumenism, încercând noi să le unim pe cele de neunit. Și mai e o cheie care trebuie să o înțelegem toți. Amintiți-vă de robia egipteană, robia babiloniană și alte robii în care a căzut poporul ales, poporul Israel. Fiecare dintre ei, și egipteni și babilonieni, aveau forme de dominație, forme de stăpânire, reguli rânduiel de împilare, căutau noi legi și noi forme de strângere a poporului ales. Și atunci problema care era? Să încerce ei să protesteze față de formele de stăpânire ale babilonienilor, ale egiptenilor sau oricărui sistem? Nu așa se rezolvă problema luptându-ne cu efectele lor și cu formele de constrângere. Trebuie să ne ducem la cauză. De ce au căzut în robie? Pentru necredință. De ce au căzut în robie? Pentru că au iubit și idolatria. De ce au căzut în robie? Pentru că le-a spus Domnul prin proroci, până când veți căpăta de ambele picioare și de credință și de morală. Celelalte robii și stăpâniri sunt efecte ale căderii din credință. Cum și-au revenit? Cum i-a scos Domnul Dumnezeu din Egipt și din Babilon? Prin căință, pocăință și revenirea la dreapta credință. Și atunci Domnul i-a scos. Domnul i-a eliberat. Domnul i-a scăpat. Domnul i-a scos la pământ bun și liber în țara Canaanului. Și trebuie să înțelegem toți că dacă ne împilează și păgânul, și ereticul, și cei din afară, și cei puternici, dacă ne stăpânesc ca și creștini, ca și neam, ca și români, e pentru că noi ne-am îndepărtat de Hristos. Nu ne mai văicărim atâta și căutând la armele și la atacurile demonului. Nu vă mai chinuiți să aflați toate cursele drăcești, ci uitați-vă cum era în poporul Israel,
în pustiu. Nu vă mai luptați cu șerpii pe orizontal. Adunați-vă în centru, unde este stâlpul, adică crucea, și pe cruce Hristos, Hristos răstignit, și prin aceasta înălțați mintea la Hristos cel înviat. Singura mișcare. Adunați-vă cu miile și milioanele în liturghie duminica. Adunați-vă în dezlegare, în bloc, preoții și arhierei. Adunați-vă în pocăință generală, fiecare cum poate, post și rugăciune după puterea Lui, și împărtășiți-vă continuă cu Hristos Euharistic. Luați-L în fiecare liturghie și în fiecare zi, dacă puteți, pe Domnul Dumnezeu care se află în Sfântul Potir. Pentru că spunea acolo, cu noi este Dumnezeu. În noi este Dumnezeu. Înțelegeți neamul și vă plecați, căci cu noi și în noi este Hristos Euharistic. Și atunci, în numele Lui Dumnezeu, vom călca peste șerpi, peste scorpii și peste balauri. În rest, toate bocelele noastre, de lași tădători și neputincioși, că nu-i bine, că nu merge, că ce am ajuns, e o doar o doină a lașității. Este un cântec de jale a învinșilor, pentru că nu suntem luptători autentici. Singura mișcare, repet, este să ne adunăm cu toții în liturghie, în deslegare de păcate, în pocăință generală și în împărtășire continuă cu Sfintele Taine. Apoi o să vedeți că se îndepărtează demonii, că se luminează văzduhul, că se luminează comunicarea dintre noi, apar gândurile cele bune în inimă și apoi se luminează creierajul și încep să faci ce trebuie să faci și în planul concret în viața de zi cu zi. Fără de Hristos nu putem face nimic și spune Domnul, căutați împărăția și toate celelalte se vor aduce la vouă.